Ninsorile și vântul s-au oprit deocamdată și România pare că încearcă să revină la normal. Totuși prognoza este sumbră. Din această noapte revin precipitațiile. Daniel, bună seara. Ce așteaptă pe cei care sunt deja în mijlocul troienelor? -mi la Andreea. Doamnelor și domnilor, veștile nu sunt bune, e din rău în mai rău. Ceea ce vedeți dumneavoastră acum sunt temperaturile, sau mai bine zis evoluția lor, cel puțin până luni la ora 10. Deja a duminică simțim o ușoară încălzire, între minus 17 și 0 grade, adică în sud-estul țării. Luni va fi chiar mai bine aici, pentru că vom ajunge să simțim chiar 5 grade. De fapt, problema nu este legată de temperaturi, care sunt destul de bine evidențiate prin nuanțele de albastru. Ați văzut foarte intense, în special pe Moldova. Ci, iată, acest portocaliu care intră prin banat. Sâmbătă, Define din ce în ce mai extins până duminică, iată, ora 4, ora 7, și veți vedea imediat ce se întâmplă spre finalul zilei de duminică, când tot sudul este acoperit. De altfel, acesta este și motivul pentru care mâine, în jurul orei 10, așteptăm și un cod galben de la meteorologi. Poate fi și altă culoare, cu siguranță. Dar ne oprim deocamdată cu hărțile luni, la ora 10, când se observă două lucruri: că deja nisorile acoperă aproape tot teritoriul României, vântul ar putea ajunge din nou până la 40. 60 de km pe oră, ceea ce înseamnă viscol în zonele deja afectate și s-ar putea să avem din nou polei în sud-estul țării. Mar probleme așadar, mai ales pentru cei care deja se luptă cu iarna extrem de gravă. Atât deocamdată, Andreea. Daniel, îți mulțumesc.